tânăr de 31 de ani, tata a doi copii, a ajuns la un spital din capitală după ce a fost victima unui accident de muncă în Vâlcele. Bărbatul, instalator la o firmă din municipiul Slatina ce montează panouri solare, a căzut de la o înălțime de 3 metri, lovindu-se cu spatele de un gard de beton. Accidentul este anchetat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt. Pentru a rezolva problema deficitului de locuri la creșele slătinene, autoritățile municipale vor construi o nouă unitate. În curând, primăria Slatina va începe demersurile pentru construirea unui imobil pe terenul fostei unități militare de la gară, în care vor funcționa o grădiniță și o creșă. Anul acesta, pentru cele 64 de locuri libere la cele 4 creșe slătinene, au fost depuse 150 de cereri. Ansamblul folcloric Plaiurile Sâmbureștiului a câștigat premiul întâi la Festivalul Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret Cătălina din Iași. Premiul dansatorilor nu este însă singurul obținut la acest concurs. Solista Vasia Oprea din Balș a obținut locul 2, solista instrumentistă Alina Enache din Morunglav a obținut tot locul 2, iar solistul dansator Cristian Riza a obținut premiul de popularitate. Jandarmii olteni au pus gând rău braconierilor piscicoli. De la începutul anului au fost aplicate aproape 150 de sancțiuni în valoare de 50.000 de lei, iar peste 1.500 de kilograme de pește și 1.000 de metri de plase de pescuit au fost confiscate de la braconieri. Oamenii legii au realizat peste 130 de controle și au constatat 65 de infracțiuni. Duminică va fi sărbătoare în localitatea olteană Tia Mare, unde primăria organizează Ziua Comunei. Evenimentul va debuta cu un concurs de atletism, viteză și rezistență pentru copiii din localitate, iar pe scenă vor urca ansamblul Alunelul din localitate, Petrică Mâțu Stoian, Steliana Sima, Dorina Mete, Mitică Tavă, Costel David, Ștefan Minulescu, Ionel Marcu de la Vișina și Ion Popa de la Izbiceni.